Un băiețel de aproape 2 ani a murit ieri după ce peste el au căzut mai multe bucăți de cărămidă. Tragicul eveniment s-a produs în localitatea Socond și cu toate că asistenții medicali de pe ambulanță au depus eforturi timp de aproape o oră, băiețelul era deja decedat și nu s-a mai putut face nimic. Prima ambulanță când a ajuns cu asistent, copilul era în stop, a constatat că e în stop, au început manevrele de resuscitare. Între timp a pornit ambulanța cu medic de la urgență. Bineînțeles că s-au continuat manevrele și după o oră, oră și 10-15 minute s-a declarat decesul. Avea leziuni incompatibile cu viața. Se pare că evenimentul s-a produs din cauza neglijenței membrilor de familie. Polițiștii au stabilit că fratele victimei, în vârstă de 12 ani, a făcut lucrări de curățare a coșului de evacuare a fumului și a dislocat mai multe bucăți de cărămidă din acesta, bucăți care au căzut peste fratele său mai mic. Acum oamenii legii fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.